Misionar, suntem cu Domnul. Misionar, România, India, Africa, Asia și multe alte locuri din lume te așteaptă ca să duci vestea bună a împărăției lui Dumnezeu. Vino cu mine, dragul meu, să asculți întâmplări adevărate din viața misionarilor. Și nu uita, și tu ești chemat să duci vestea bună a mântuirii lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Testamentul furat. Razele soarelui străluceau fierbinte pe strada albă și prăfuită, dar interiorul clădirii vechi de piatră care găzduia oficiul poștal era întunecos și rece. Pauza de prânz se terminase în acest oraș din Egipt și toți lucrătorii poștali se întorceau la muncă. Ramsay, unul din funcționarii poștali, își frecă ochii somnoroși și căscă. Încet, cu mersa gale, ajunse până la căruciorul greu din metal de unde ridică un sac de pânză cu corespondență. Ridicând eticheta, prinse de șnurul de la gura sacului, Ramsay citi de unde sosise corespondența din acest sac și dintr-o dată se trezi cu totul. Această corespondență venise de peste ocean. Mai precis, din bogata America. Ar trebui să fie ceva bun aici. Ramsay zâmbi discret, dar și ret, în timp ce ducea sacul de pânză spre biroul său din colț. Deschizând sacul, începu să cerceteze conținutul. Ori de câte ori avea ocazia, Ramsay și ceilalți lucrători poștali furau din corespondențele pe care le sortau. Nesinceritatea nu îi deranja, atât timp cât nu erau prinși. Dar în timp ce Ramsay sorta scrisorile din acest sac, urmărea lucrurile cu valoare. Scutura pachete ca să audă cum sună conținutul. Ținea scrisorile mai subțiri la fereastră, unde lumina strălucitoare putea să scoată la iveală banii din interior. La jumătatea sacului, Ramsay găsi o scrisoare specială care îl puse în dilemă. Ceva gros era în plic, iar acesta era confecționat dintr-o hârtie prea groasă, prin care nu se putea vedea. Pachetul era adresat unei persoane pe care Ramsay nu o cunoștea, un învățător de la una dintre școlile din oraș. Cred că îmi voi lua acest plic și îl voi deschide acasă, se hotărî Ramsay. Își trecu întâmplător degetele prin părul negru și buclat, apoi, după ce se uită prin cameră, să se asigure că nimeni nu-l vede, strecură scrisoarea în buzunarul uniformei de serviciu. După program, Ramsay coborâ treptele din fața oficiului poștal și ieși din nou în praf și în căldură. Taxiurile și autobuzele, care lăsau în urmă nori negri de fum și motorină arsă, împărțeau strada cu șarete trase de măgari. Două femei, îmbrăcate în robe negre, lungi, traversară purtând bagaje grele pe cap. Sandalele lor plezneau pavajul plin de praf, în timp ce se grăbeau să se dea la o parte din calea lui Ramsay. Nu doar că era bărbat, dar purta și o uniformă de lucrător guvernamental. Făcând colțul, Ramsay trecu de un magazin care vindea portocale și banane. Portocalele atârnau din tavan, în pungi pe care copiii care furau nu le puteau ajunge. De asemenea, bananele se legănau în ciorchin uriași, așa cum au fost culese din copaci. Mai departe, Ramsay trecu pe lângă o mașină parcată pe bordură. Nu-și putea da seama ce fel de mașină era, pentru că toată mașina era acoperită cu o prelată groasă de pânză verde. Deseori, mașinile parcate în Egipt aveau asemenea prelate ca protecție împotriva prafului și a hoților.
Doar egiptenii cei mai bogați își puteau permite să aibă o mașină. Ramsay o privi cu jind. Într-o zi aș vrea să am și eu o mașină, își spuse Ramsay și lovi ușor buzunarul în care misterioasa scrisoare din America stătea ascunsă. Dacă e plină cu bani, suficienți bani cât să mă facă bogat. Construcțiile de beton ale blocurilor cu 8 și 9 etaje se înălțau spre cerul neclintit. Unul din aceste apartamente era și proprietatea lui Ramsay. Acum urca grăbit câte 2 sau 3 trepte deodată, descoind ușa, intră repede înăuntru și o încuie la loc. Acum să vedem pachetul din America. Cu grijă, Ramsay deschise ușurel cu un cuțit un capăt al plicului și apoi îl scutură. Din plic căzu o carte mică și subțire, pe care Ramsay o ridică. Niciun ban, constată el dezamăgit, în timp ce frunzărea rapid paginile. Dar ce fel de carte este aceasta? Titlul de pe copertă era în limba egipteană. Noul Testament. Mai jos, cu litere mai mici, erau adăugate cuvintele al Domnului nostru Iisus Hristos. Ramsay privi în gol, cu gândurile răvășite. Iisus Hristos? Asta trebuie să fie o carte creștină. Cartea sfântă a creștinilor. Ramsay nu a mai avut niciodată ocazia să vadă o astfel de carte și se hotărâ să se folosească de această ocazie pentru a afla cât mai multe. Așezându-se, deschise cartea și începu să citească. Ramsay uitase de cină, pentru că relatarea îl captivase. Imediat a descoperit că această carte este formată din mai multe cărți mici, care au nume diferite. Evanghelia după Matei, prima carte, era în totalitate despre Isus, viața sa și lucrurile pe care le-a spus. Deci, asta e ceea ce cred creștinii? Se întrebă Ramsay cu dispreț și fascinație în același timp. Cea de-a doua carte, Evanghelia după Marcu, începea și ea la fel, cu prezentarea lui Isus. Tot așa stăteau lucrurile și cu Evanghelia după Luca și cu Evanghelia după Ioan, dar după ce a citit despre viața lui Isus a patra oară, Ramsay a ajuns să creadă în el. Ca și cei mai mulți egipteni, Ramsay era musulman. Niciodată nu a dat atenție religiei sale, cu excepția dăților, când se întreba dacă, într-o zi, chiar va ajunge în cer. Atât Ramsay cât și prietenii săi mințeau și furau cu toții ori de câte ori aveau ocazia. Imanii musulmanilor îi învățau pe oameni că Allah ar trece cu vederea asemenea lucruri atâta timp cât ei ar face și fapte bune. Dar acum Ramsay era de-a dreptul înspăimântat pentru sufletul său. Isus și Dumnezeu, Tatăl său, erau sfinți și cunoșteau totul. Ce pot să fac? Strigă Ramsay din adâncul inimii. Continuă să citească mai departe Faptele Apostolilor și deodată iată cuvintele de care avea nevoie. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? A întrebat un om și Pavel i-a răspuns. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Chiar acolo,
în micul său apartament din Egipt, Ramsei căzu în genunchi și se rugă lui Iisus ca să-l mântuiască. Îți mulțumesc pentru testament, se rugă el, dar îmi pare rău că l-am furat. Mâine am să caut niște creștini și am să-mi cumpăr un testament care să fie al meu. Apoi îl voi trimite pe acesta omului la care trebuia să ajungă. Vreau să fiu sigur că și el are posibilitatea să fie mântuit. Dat fiind faptul că uneori în Egipt creștinii sunt persecutați, nu cunoaștem numele adevărat al lui Ramsei și nici numele orașului în care locuia. Noul Testament furat de Ramsei venea de la World Home Bible League, o societate misionară care expediază Biblii peste tot în lume. Astăzi, Ramsei crede în puterea cuvântului lui Dumnezeu și distribuie toate Bibliile pe care le poate trimite Liga Bibliei în limba egipteană. Egiptul este o țară din Africa de Nord, cu temperaturi mari și mult praf, care are o populație de 55 de milioane de locuitori. Majoritatea dintre ei sunt musulmani, așa cum a fost și Ramsei, și au nevoie să audă despre Isus. Misionar, suntem cu Domnul, misionar pe acest pământ. Ați ascultat capitolul 2 din cartea Întâmplări din viața misionarilor, de Mildred Martin. Ei au slujit lui Dumnezeu în generația lor și ne-au lăsat o pildă pentru ca și noi să-L vestim pe Domnul Iisus Hristos, începând cu strada noastră și până la marginile pământului.